Bine ați venit în lumea copiilor! Această emisiune o dedicăm poetului Mihai Eminescu, omagiat în fiecare an în ziua nașterii sale pe 15 ianuarie. Acesta fiind considerat de către cititorii români și de critică literară postumă drept cea mai importantă voce poetică din literatura română. Cu ocazia a 164 de ani de la nașterea marelui poet național Mihai Eminescu, orașul Mioveni și Centrul Cultural Mioveni au organizat o serie de manifestări literare și poetice. Astăzi au fost prezenți elevi de la toate școlile de pe raza orașului Mioveni, bineînțeles pentru a marca acest important eveniment, 15 ianuarie, o sărbătoare, o numim noi Sărbătoarea Sufletului Românesc, printr-un moment artistic, poezie, recitări și o expoziție cu lucrări ale elevilor, picturi din întreaga operă a lui Mihai Eminescu. Nu credeam să învăț a muri vreodată, purul tânăr înfășurat în manta. Ochii mei înălțam visător la steaua singurătății. Când odată tu răsăriși în cale, suferință tu, dureros de dulce, până în fund băui voluptatea morții neîndurătoare. Și mușcelenii au sărbătorit această zi printr-o serie de activități culturale desfășurate în școlile din Câmpul Lung, dar și la sediul primăriei municipiului. Dragi telespectatori, echipa de producție a emisiunii Lumea Copiilor are nevoie de coprezentator pentru emisiunea din 15 februarie. Tot ce trebuie să faceți este să apreciați pagina de Facebook Lumea Copiilor Absolut TV Mădălina Oprea, să dați un nume mascotei și intrați automat în tragerea la sorți, care va avea loc pe 1 februarie.